salut cu pacea Domnului și doresc să spun tuturor un bun venit pe pagina de Facebook Iacov Israel sau pe canalul de YouTube Iacov Israel. Mă bucur că putem să fim din nou împreună. Personal am avut o pauză aproximativ o lună de zile, nu a fost posibil să prezint, am fost plecat în țară, am fost un pic plecat și în afara țării și așa se face că nu am putut să prezint ca de obicei atunci când îmi era rândul și dacă nu greșesc a trecut o lună de zile de când nu am prezentat și prin harul lui Dumnezeu în ocazia aceasta putem să continuăm studiul nostru care l-am început acum o lună de zile cu titlul Câmpia Dura și Noua Ordine Mondială. Nu cred că voi reuși să termin subiectul nici în ocazia aceasta, dar Dumnezeu va ști cum va călăuzi lucrurile, cum va călăuzi gândurile, cum mă va inspira. Dar înainte de a intra în subiect, așa cum obișnuim, aș vrea să ne plecăm capetele pentru rugăciune, să cerem binecuvântarea, să cerem prezența lui Dumnezeu, căci fără El nu am putea. Personal îmi dau seama că sunt dependent de El, îl rog ca să mă inspire, să mă călăuzească, nu aș avea ceva de prezentat, însă Duhul Său cel Sfânt este acela care ne poate învăța pe fiecare să deschidă și inima mea și inima dumneavoastră și mintea mea și mințile dumneavoastră și să ne ajute să înțelegem cuvântul Său, să înțelegem vremurile pe care noi le trăim astăzi, să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi. Așa că eu mă voi pleca pe genunchi și voi cere binecuvântarea lui Dumnezeu și vă invit să plecați capetele pentru rugăciune. Te lăudăm, Tatăl nostru, îți aducem slavă, cinste și glorie pentru că Tu meriți, căci Tu ești acela, Doamne, care stăpânești întregul pământ. Doamne, Tu ești Creatorul și știm că nimic din ceea ce se întâmplă pe acest pământ nu este necunoscut de Tine. Chiar și toate aceste încercări care vin peste omenire, noi știm că Tu le cunoști. Sunt îngăduite de Tine. Poate nu înțelegem de ce. Uneori avem întrebări. Sunt oameni care întreabă de ce îngădui toate lucrurile acestea. Dar, Doamne, noi știm că Tu ești prea drept ca să poți greși și prea bun ca să oprești ceva ce este spre binele nostru. Nu uităm, Doamne, să Te rugăm pentru toate aceste nenorociri care s-au abătut asupra Pământului. Și într-un mod special ne gândim la oamenii aceia din Turcia, care au fost puternic loviți de acest cutremur. Mii de locuințe, mii de oameni morți, familii despărțite, mii de oameni dispăruți, Doamne. Noi știm că Tu suferi împreună cu ei. Te rugăm, Doamne, să ajuți ca să fie salvați cât mai mulți. Și pentru războiul din Ucraina, de asemenea, zeci de mii și sute de mii, Doamne, care au murit, proprietăți distruse, ar Tu ne-ai avertizat că toate acestea la vremea sfârșitului se vor împlini, se vor întâmpla. Vor fi războaie, vor fi ciumi, foamete, cutremure. Fiul Tău ne-a avertizat când a fost pe acest pământ. Ajută-ne să ridicăm ochii, Doamne, spre Tine, să înțelegem că și toate acestea când se vor întâmpla, ne vestesc că revenirea Ta este aproape. Pentru ocazia aceasta cerem binecuvântarea Ta și Duhul Tău cel Sfânt să fie dat peste fiecare dintre noi. Într-un mod deosebit te rog să fii cu mine, Doamne. Tu să vorbești. Tu să vorbești minții mele, Tu să vorbești și inimii mele, prin mine să vorbești fraților. Doamne, nimic din ceea ce este omenesc ajută să nu fie spus, să nu fie văzut nicio atitudine omenească, ci Tu să mă iei deplin sub stăpânirea Duhului Tău cel Sfânt și să Te folosești de mine. Binecuvântarea Ta să fie peste cei care sunt în suferință. Sunt mulți oameni, Doamne, care trec prin boli, care sunt pe paturile spitalului, care strigă către Tine sau care au multe alte probleme și necazuri, Doamne. Te rugăm să intervii. Și dorința noastră, Doamne, este să vii cât mai curând. Te-am rugat în numele Domnului Hristos. Și credem, Tată, că în acest nume Tu vei răspunde rugăciunii noastre. Amin. Scumpii mei frați, așa cum am spus, mă bucur că putem să deschidem din nou cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur că avem ocazia aceasta să continuăm studiul acesta. Titlul este Câmpia Dura și Noua Ordine Mondială. Și aceia care a studiat Sfânta Scriptură
cunoașteți ce s-a întâmplat în câmpia dura. În ocazia aceasta vom atinge un pic din nou. Însă aș vrea să fac o scurtă recapitulare a subiectului din ocazia trecută. Pentru că nu am putut să trec direct la evenimentul acesta, la ceea ce s-a întâmplat în câmpia dura, care este relatat în capitolul 3, fără să începem să studiem un pic din capitolul 1. Și am văzut acolo că Nebucadnețar, după ce a luat prizonieri din poporul Israel, a ales din tinerii aceia din Israel, de neam împărătesc și de viță boierească, a ales mai mulți tineri pe care să-i instruiască, să-i școlească, pe care i-a ales ca să mănânce la masa sa, să-i hrănească cu bucatele sale și să-i pregătească timp de 3 ani pentru a sluji mai departe împăratului. Dintre toți acești tineri care au fost selectați, 4 dintre ei, Sfânta Scriptură îi remarcă și îi subliniază pe nume: Daniel, Anania, Mișael și Azaria. Și în subiectul acela am văzut cât de important este să rămâi ferm, să rămâi statornic la principii. Am atins educația pe care Daniel, Anania, Mișael și Azaria au avut-o, o educație conform Scripturilor. Am atins și punctul că părinții lui Daniel, personal este credința mea, au fost niște părinți care au studiat profeția, căci Ieremia, Isaia de asemenea, făcuse o profeție. Împăratul Ezechia, când trimișii aceia din Babilon veniseră la Ezechia, și Isaia i-a spus, va veni vremea când va lua pe fiii tăi născuți din tine, îi va face famine în casa împăratului Babilonului. Ieremia, în vremea lui, a avertizat că Babilonul va veni și personal îmi place să cred că părinții acestor tineri, au fost părinți care au cunoscut profeția, care au stat alături de cuvântul lui Dumnezeu, care au studiat spiritul profetic, care au avut o ureche deschisă și au pregătit copiii pentru ceea ce urma. Și așa se face că Daniel, care era un adolescent, Anania, Mișael și Azaria, care erau tineri, în floarea vârstei, au reușit să se împotrivească, am putea spune, împăratului. Să sfideze, am putea spune, porunca împăratului de a mânca și de a bea ceea ce împăratul oferea la masa sa. Și am subliniat în ocazia aceea că împăratul cred că avea cei mai buni nutriționiști, avea cei mai buni medici și știau să-i calculeze cea mai bună hrană. Și cu toate acestea, niște tineri evrei găsesc cu cale să sfideze toată hrana aceea împăratului și cer ca să mănânce cu totul altceva. Frații mei, a fost nevoie de multă tărie, a fost nevoie de mult curaj. Dar tăria și curajul lor în această încercare i-a pregătit pentru alte încercări, atât pe Daniel, cât pe Anania, Mișael și Azaria. În ocazia aceasta aș vrea să continuăm studiul nostru și aș vrea să citim versetele. Vom merge pentru început la primele versete din capitolul 3, iar apoi ne vom întoarce la capitolul 2, ca să înțelegem de ce împăratul Nebucadnețar a hotărât să facă un chip. Trebuie să mergem să studiem apoi și capitolul 2. Nu știu exact unde ne vom opri în ocazia aceasta, să vedem cât ne va permite timpul, însă aș vrea să mă grăbesc și să citim versetele din capitolul 3, care spun că împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe drăgători, pe îngrijitori, pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpetenile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Atunci dregătorii, îngrijitorii și cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii și toate căpetenile ținuturilor s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. S-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase Nebucadnețar, iar un crainic a strigat cu glas tare: iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei, cimpoului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar.
Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. Daniel, capitolul 3, versetele 1 la 6. Este relatată această întâmplare când împăratul Nebucadnețar face un chip, îl înalță în câmpia dură. Iar acolo toți reprezentanții popoarelor peste care el stăpânea au fost chemați. Toți cei care lucrau, să zicem așa, în administrarea, în administrație, da? Erau judecătorii, îngrijitorii, dregătorii, vistiernicii, legiuitorii, da? Toate căpetenile ținuturilor, absolut toți, din fiecare ținut, din fiecare popor, din fiecare neam, da? Toți aceștia au fost chemați ca să se închine și să sfințească chipul pe care Nebucadnețar l-a înălțat în câmpia dură. Și cuvântul spune, iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile. Înțelegem că, deși era în valea și în câmpia dură, evenimentul acesta era de fapt unul mondial. Avea ramificații și avea un spectru mult mai larg decât cetatea Babilon și decât ținutul Dura. Acolo au fost chemați oameni din toate neamurile, din toate limbile, din toate popoarele. Acolo au fost chemați cei mari și cei mici, nu doar aceia care slujeau la Babilon, da? Ci în toate ținuturile pe care Nebucadnețar le cucerise, de acolo fuseseră chemați oameni, reprezentanți, ca să vină la sfințirea acestui chip. Un alt lucru pe care îl putem observa aici, în versetele acestea, este că împăratul a poruncit. Nu a fost o chestiune de alegere. Da? Nu era o chestiune cine dorește, cine vrea. Ci vedem că în versetele acestea ni se vorbește despre o forțare a conștiinței, o încălcare a libertăților. Vi se poruncește, nu contează ce crezi tu, nu contează dacă tu ești de acord sau nu ești de acord, nu contează cărui Dumnezeu te închini, nu contează din ce popor faci parte, dacă tu ai al Dumnezeu, dacă vrei sau dacă nu vrei. Nu, ce aici era, vi se poruncește, da? Și se poruncește și dacă nu se vor închina, dacă nu vor asculta și toți aceia care nu se vor supune poruncii împăratului, vor fi aruncați. Da? Spune mai departe, într-un cuptor încins cu foc. Dar toți trebuiau să se închine înaintea acestui chip. Acum, stăm și ne întrebăm, de ce a ridicat împăratul Nebucadnețar un chip? Care este motivul? De unde a venit lui ideea aceasta să înalțe un chip? Și acum aș vrea să mergem, uitați, oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. Deci era o forțare a conștiinței. Era o poruncă sub amenințarea cu moartea. Fie asculți de ceea ce îți spun eu și te supui, fie dacă nu, vei fi ars în foc. Haideți să mergem acum în Daniel la capitolul 2. Și va trebui să mergem mai repede peste unele versete care descriu cum de împăratul lui Nebucadnețar i-a venit în minte gândul acesta ca să înalțe un chip. Cuvântul aici spune că a făcut un chip de aur, dar haideți să trecem prin capitolul 2 și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Spune că în anul al doilea al domniei lui, Nebucadnețar a avut niște vise. Și duhul era tulburat, i-a pierit somnul, împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători, pe haldei ca să-i spună visele. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Și împăratul le-a zis, am visat un vis. Duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela. Haldeii au răspuns împăratului în limba aramaică. Veșnic să trăiești, împărate. Spune robilor tăi visul și îți vom da tâlcuirea. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis haldeilor, mi-a scăpat din minte lucrul acesta. Dacă nu îmi veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți în bucăți.
și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Dar dacă îmi veți spune visul și târcuirea lui, veți primi de la mine daruri, răsplătiri, mare cinste. De aceea spuneți-mi visul și tărmăcirea lui. Ei au răspuns a doua oară, să spună împăratul robilor săi visul și îl vom tâlmăci. Și mă opresc aici, continuăm apoi, dar vreau să subliniez ceva. Împăratul Nebucanețar are un vis. Dar Dumnezeu lucrează în așa fel încât el pierde din minte visul. El uită visul acesta. Însă este tulburat, el știe că era ceva interesant, era ceva important și el își cheamă înțelepții, vrăjitorii, cititorii în stele, nu știu, toți aceia care l-ar fi putut ajuta. Și el le-a spus, vreau să știu visul acela. De ce vă plătesc? Spuneți-mi visul acela. Răspunsul lor este unul corect din punct de vedere omenesc. Nu? Ei au spus, împărate, tu spune robilor tăi visul și noi îți vom da tâlcuirea lui. Dar de unde să știm noi ce ai visat tu? De unde să știm noi ce este în mintea ta? Lucrul acesta nu este posibil. Scumpii mei frați, în această atitudine a lui Nebucanețar față de acești înțelepți, vedem spiritul dictatorial al Babilonului. Și aș vrea să subliniez lucrul acesta și nu vreau să treacă neobservat. Pentru că acum, în timp ce noi studiem capitolele acestea, vreau să vă spun că același spirit domnește astăzi, în vremea noastră, în conducătorii din timpul acesta. Dorința aceasta, nu? Ce spune? Spuneți-mi visul. Dacă nu mi-l veți spune, nu? Dacă nu îmi veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți în bucăți. Este interesantă această atitudine a lui Nebucanețar. Până acum Nebucanețar s-a slujit de oamenii aceștia și bănuiesc că i-au dat sfaturi, l-au consiliat, o mulțime de lucruri poate le-au rezolvat împreună. Dar în ocazia aceasta atât de drastic este Nebucanețar și el vine și spune, dacă nu-mi veți spune visul și ceea ce cerea Nebucanețar nu era un lucru ușor. Era ceva foarte greu, da? Dar dacă nu-mi veți spune visul, veți fi făcuți în bucăți. Și apoi, dacă mi-l veți spune, veți primi daruri și răsplătiri de la mine. Vreau doar așa scurt să subliniez ceea ce am putut să observăm în ultimii 3 ani. Spiritul acesta al Babilonului, dacă ești cu mine, primești daruri, ai răsplată, nu? Toți cei care au jucat, așa cum le-a spus sistemul, au fost onorați, au fost răsplătiți, însă toți cei care au avut un cuvânt de spus și n-au fost de acord cu toate măsurile, da, cu spiritul acesta dictatorial de impunere, toți aceștia au fost cenzurați, au fost făcuți în fel și chip. Și aș vrea să subliniez mai mult decât atât. Am avut posibilitatea să văd diverse persoane, personalități care aveau un renume, mai ales în domeniul medical. Și pentru că nu au fost de acord cu toată această narațiune care a fost prezentată la televizor, au fost denigrați oamenii aceștia, au fost dați într-o parte, au fost scoși, mulți au fost dați afară din slujbele lor și au fost puși alții, aș putea spune anonim, despre care nici măcar n-ai auzit că a făcut vreo realizare sau că a avut ceva și au fost puși în locul acestora doar pentru faptul că a jucat așa cum li s-a spus sistemul. Și mulți s-au mânjit și au preferat să primească daruri, să primească răsplătiri. Spiritul acesta este spiritul Babilonului, frații mei. Toți aceia, e adevărat, Nebucanețar l-a folosit într-un fel, dar să știți că acest spirit este mult mai larg. Când ești cu mine și faci ce spun eu, primești daruri, primești răsplată. Și orice sistem folosește lucrul acesta, fie că e vorba de sistem politic, fie că e vorba de sistem religios. Când oamenii sunt de partea unui sistem, când nu sunt ca un ghimpe în coastă, când își țin gura, când sunt maleabili, când sunt docili, când ascultă și când nu pui întrebări incomode, sistemul te va răsplăti. Fie că este politic, fie că este religios. Oamenii care tac, oamenii care sunt supuși, oamenii aceștia sunt prețuiți, oamenii aceștia sunt avansați. Cu cât pui mai multe întrebări,
cu cât nu ești de acord, cu cât ai un punct de vedere, cu cât ai conștiință și spui, eu nu pot să fac lucrul acesta, cu atât ești mai denigrat, cu atât ești mai marginalizat și cu atât se caută, indiferent de sistem, să fii dat la o parte, să fii dat afară. De ce am spus lucrul acesta? Pentru că, frații mei, mâine, lucrurile care au fost și în trecut la noi vor reveni și vor reveni cu o putere și cu o furie mai mare. Și impunerile vor veni din nou. Și poate nu cum a fost, ci mult, cu pedepse mult mai aspre, cu sancțiuni mult mai aspre. De aceea noi va trebui să fim pregătiți, frații mei, și să cunoaștem de acum spiritul acesta al Babilonului, dictatorial. E adevărat că Dumnezeu s-a folosit de Nebucanețar. A făcut să uite visul, dar în tot comportamentul acesta se vede spiritul acesta al lui Nebucanețar. Eu sunt și eu fac ce vreau, trec peste toți. Nu? Ceea ce Nebucanețar cerea trecea dincolo de limita omenească. El putea să spună, vă sancționez, vă tai din salariu, fac ceva. Dar să vii să spui, veți fi făcuți în bucăți dacă nu-mi spuneți ce am visat eu, închipuiți-vă că altcineva i-ar fi cerut lui lucrul acesta. Este o nebunie și o tâmpenie ca să gândești în felul acesta. Dar frații mei, nu uităm, lucrurile se vor repeta din nou. Tot felul de cerințe, tot felul de aberații care astăzi sunt impuse prin același spirit dictatorial care l-a manifestat Nebucanețar în Babilonul antic, Babilonul modern a rămas în spirit același. Citeam fel și fel de informații, frații mei, din zilele de astăzi. Vă aduceți aminte, primul test pe care Daniel, Anania, Mișael și Azaria au trebuit să-l treacă a fost al alimentației. Iar în zilele de astăzi te îngrozești ceea ce acești lideri, conducători ai Babilonului acesta modern, doresc să ofere oamenilor, nu ca să-i lasă să aleagă. Vă dați seama, au aprobat făina de greier, de vierde, nu știu ce. Și aici nu este ce stat vrea. Un stat care nu adoptă legislația europeană va fi sancționat. Vă dați seama că ei vin cu fel și fel de impuneri. Tu nu ai dreptul. Va trebui să fim foarte atenți. O mică paranteză la ceea ce vom cumpăra de acum încolo. Poporul lui Dumnezeu și aceia care au în conștiința lor, nu? Care spun că nu pot să mănânc orice, va trebui să fim foarte atenți la ceea ce vom consuma din comerț. Pentru că multe lucruri mai ales sunt băgate și fără să se scrie. Poporul lui Dumnezeu va trebui să înceapă să evite mult de tot toate aceste lucruri și pe cât posibil să evităm. Pentru că Babilonul are un singur gând. Tu trebuie să faci ca mine. Îți impunem. Guvernele lumii sunt obligate până în 2027 să aprovizioneze, obligate, ca să aprovizioneze cu făină de viermi, de insecte, de greier și cine știe câte ori mai aproba. Și câte alte lucruri. De aceea noi va trebui de astăzi, frații mei, la fel cum Daniel, eu cred că a fost pregătit din timp, la fel Dumnezeu ne descoperă și ne deschide scripturile să înțelegem cum a lucrat Babilonul în trecut, și să înțelegem cum Babilonul modern lucrează astăzi în prezent. Cine este cu sistemul este răsplătit. Știți până când? Până când sistemul nu mai are nevoie de tine. Ăsta a fost Nebucanețar. A avut nevoie de haldei, de cititori în stele, de toți aceia. I-a ținut, i-a plătit și dintr-o dată, dacă n-ai făcut ce ți-am zis eu, vei fi făcut în bucăți. Orice sistem se folosește de oameni ca să se susțină, să se sprijine, iar în momentul în care nu mai ești folositor, ești dat la o parte. Și personal am putut să văd lucrurile acestea în societatea de astăzi. Medici care erau capabili, pentru că n-au crezut, au fost dați afară. Și oameni care au suferit, pentru că acei oameni capabili nu i-au mai găsit în spital. Au fost dați afară. Priviți ce s-a întâmplat, mai ales în Occident. Lucrurile acestea sunt realități. Iar în toate acestea, noi trebuie să vedem spiritul babilonian. Haideți să mergem mai departe. Împăratul a luat cuvântul și a zis, văd cu adevărat că voi să câștigați vreme, pentru că vedeți că lucrul acesta mi-a scăpat din minte. Dacă deci nu-mi veți spuneți visul, vă așteaptă pe toți aceeași soartă, fiindcă vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și neadevăruri.
și neadevăruri până se vor schimba vremurile. De aceea spuneți în visul ca să știu dacă sunteți în stare să mi-l tâlcuiți. Aldeii au răspuns împăratului. Nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. De aceea niciodată niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau haldeu. Ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. Observăm insistența aceasta lui Nebucadnețar. Ori îmi spuneți, ori dacă nu, veți fi nimiciți cu toții. Frații mei, spiritul Babilonului este foarte, foarte radical. Am auzit ideea că la vremea sfârșitului nu va mai fi persecuție. Eu vreau să vă spun că va fi și încă multă. Trăim într-un secol, în veacul acesta în care oamenii spun avem atâtea organizații non-guvernamentale, drepturile omului și... Scumpii mei frați, unde sunt organizațiile acestea ale drepturilor omului când oameni care rămân la principii sunt călcați în picioare? Unde au fost drepturile omului în pandemie? Citeam de curând o știre. Un tânăr în Canada a fost dat afară dintr-o școală pentru că el a spus, eu nu cred decât că sunt două genuri. Eu nu cred în genul acesta neutru la persoane. Și pentru că el nu s-a supus deciziei și impunerii, tu trebuie să crezi și în alt gen, da? În doctrina aceasta, să-i zic, transgender, a fost dat afară. Când a încercat să revină în școală, poliția a fost chemată, a fost arestat și i s-a spus că dacă nu dă în scris că și angajamentul că el va crede și crede că există și alt gen, dacă nu și acest angajament, nu va mai fi primit în școală. Vă întreb, credeți că a sărit vreo organizație non-guvernamentală pentru drepturile omului? Un alt caz, un sportiv din acesta hockey, de hockey, dacă nu greșesc, într-o echipă, cred că în America, de asemenea, n-a îmbrăcat nu știu ce culori și nu a luat parte tot la fel pentru mișcarea aceasta a drepturilor minorităților sexuale. El a spus, n-am nimic cu nimeni, poate să facă ce vrea în viața privată, dar eu am credința mea și eu nu pot să susțin lucrul acesta, nu pot să fiu parte. Și să fi văzut acolo comentatori de televizor, să fi văzut oameni care spuneau, clubul să fie amendat cu $1,000,000, ăsta să fie exclus, mai... Frații mei, unde sunt oamenii care să apere drepturile acestor oameni? Unde sunt acele organizații? Babilonul, observați, vine, dacă nu-mi spui, dacă nu ești ca mine, te distrug, te nenorocesc, vei fi făcut într-un morman de murdării, veți fi făcuți bucăți. Acesta este spiritul Babilonului. Iar mâine, când poporul lui Dumnezeu nu se va uni cu Babilonul, când va dori să se închine diferit, și așa cum se spunea și în vremea lui Mardoheu, Haman, în ținutul tău este un popor care are legi și reguli diferite. Când vei fi expus în fața oamenilor, furia va fi atât de mare încât nimeni, frații mei, nimeni nu va interveni pentru poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu va trebui să se aștepte și la persecuție. În veacul acesta, când organizațiile pentru drepturile oamenilor, pentru drepturile omului lucrează, sunt atât de multe ocazii, exemple în care organizațiile acestea nu lucrează pentru mulți oameni care sunt supuși unor traume, unor abuzuri. Nu. Minoritățile acestea au ajuns să aibă drepturi și toți ceilalți nu mai au voie nimeni să spună. Dar nu pot să susțin. De ce mă oblig să susțin? De ce mă oblig să îmbrac un tricou? De ce mă oblig să mănânc eu ceva ce vrei tu? Babilonul, spiritul acesta ca al lui Nebucadnețar, va reveni, frații mei. Pentru că niciodată Babilonul, în spiritul lui, el nu a dispărut. Pentru că în spatele Babilonului, în spatele acestor oameni, dictatori, nu se află nimeni altcineva decât însuși diavolul. Și el este acela care inspiră în oameni atitudinea acestea. Dumnezeu îmi lasă libertatea să aleg. Omul vine și îmi impune. Haideți să mergem mai departe. În
Oamenii aceștia au spus, ce cere împăratul e imposibil. Și ascultați mai departe. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat, s-a supărat foarte tare, a poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului. Hotărârea ieșise. Înțelepții începuseră să fie omorâți și căutau pe Daniel și tovarășii lui ca să-i piardă. Și stăteam chiar acum, în timp ce gândeam, ce citeam, stăteam și mă gândeam. Tu, Nebucadnețar, ai pretenție de la alții să știe ceea ce ai visat tu, dar de la tine n-ai pretenție că tu ai visat și ai uitat. Cine era cel mai în măsură să știe visul? Nu? Tu cel care l-ai visat. Deci tu l-ai visat, l-ai uitat, ai amnezie totală, tu nu ești în stare să redai visul, dar îmi cer mie să redau ceea ce tu ai văzut și tu nici măcar n-ai ținut minte. Nu? Scuzați-mi expresia. Tu ești cel prost, dar îmi cer mie să fiu mai deștept decât tine. Și lucrul acesta, frații mei, se întâmplă și astăzi. Sub un aspect, sub o formă sau sub o altă formă. Acum intervine în scenă Daniel și spune cuvântul că Daniel a vorbit cu minte și cu judecata lui Arioc, căpetenia străjerilor, care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. A luat cuvântul și a zis lui Arioc, căpitanul împăratului, pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră? Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile și Daniel s-a dus la împărat, l-a rugat să dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Anania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. După aceea i s-a descoperit lui Daniel taina aceasta într-o vedenie în timpul nopții și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Frații mei, printre înțelepții care trebuiau omorâți, erau și toți aceia care au studiat în școala lui Nebucadnețar, care au mâncat la masa împăratului. Și Daniel, și Anania, și Mișael, și Azaria, și ceilalți evrei, și haldei, și din toate popoarele și ținuturile care învățaseră, consilieri, oameni pe care împăratul se baza atunci când trebuia să afle ceva. Numai că Dumnezeu a făcut și a schimbat, a umblat la inima împăratului, pentru că Dumnezeu trebuia să-și arate slava. Dumnezeu trebuia să-și arate măreția. Dumnezeu trebuia să se distingă de toți ceilalți Dumnezei. Pentru că este un adevăr. Ceea ce oamenii aceia au spus, numai zeii. Nu, și nu aceia făcuți de mână omenească, nu de piatră, ci numai Dumnezeu, numai cineva, da? A cărui locuință nu este printre noi. Doar acela poate să spună împăratului, dar niciun împărat, oricât de mare ar fi fost el, n-a cerut așa ceva. Un lucru absurd. Și acum Daniel se roagă, Dumnezeu îi dă visul și Daniel merge înaintea împăratului. Și ascultați, împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Belșațar, ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Și îmi place răspunsul lui Daniel. Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis, ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul și vedenile pe care le-ai avut, dar mă opresc aici. Și mi-a plăcut mult de tot această atitudine a lui Daniel. El nu se umflă în pene, împărate, eu sunt mai deștept decât toți ceilalți. Tu știi că eu am luat, de 10 ori am fost mai deștept la examen, i-am întrecut pe toți în înțelepciune, de ce n-ai venit tu de la mine de la început? Dar nu mă știai pe mine că sunt și pe prietenii mei, nu știai când ne-ai testat, când am terminat școala, că am terminat acolo, magna cum laude, cu nu știu câte doctori, nu știai lucrurile acestea? Daniel nu spune cuvintele acestea. Daniel spune exact acele cuvinte pe care și ceilalți le-au spus. Ce cere împăratul este o taină pe care nimeni, da, nici cititor, vrăjitor, ghicitor, nu sunt în stare ca să o spună. Nici eu împărate n-aș fi. Dar cine poate? Păi este în ceruri un Dumnezeu. El poate să descopere împăratului. Frații mei, este o lecție mare în umilința aceasta a lui Daniel. Va trebui să avem această umilință și dependență de Dumnezeu. Daniel nu și arogă dreptul, da, eu împărate sunt în stare. El spune, nu împărate, nimeni. Oricât ar fi el de mare, cititor, vrăjitor, câtă școală ar avea, nimeni. Dar Dumnezeu
este cel care descoperă tainele, Dumnezeu este cel care face cunoscut împăratului ce se va întâmpla în vremurile din urmă. Da, Dumnezeu prin mine, dar reține, nu că este, și spune mai departe, nu că în mine e un alt duh mai mare decât în alții. Nu. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la ce va fi după aceste vremuri. Și cel ce descoperă tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei și să afli ce-ți dorește inima să știi. Observați, Daniel din nou spune, în mine nu este, dacă mi s-a descoperit, nu este în mine o înțelepciune mai mare decât a celorlalți, a tuturor celor vii. Nu, eu sunt la fel ca ei, împărate. Dar Dumnezeu este cel care descoperă. Tu trebuie să înțelegi că în spatele meu este un Dumnezeu care s-a îndurat de tine. Pentru că tu, împărate, îți făceai tot felul de gânduri în minte ce se va întâmpla cu privire la vremurile după aceste vremuri, ce se va întâmpla poate după tine. Nebucadnețar se uita la Babilonul acela, cetatea aceea măreață, frumoasă, o adusese la un nivel de strălucire cum era una din minunile vremii din timpul acela și el se tot frământa și ce va fi și cum se va întâmpla. Și Dumnezeu i-a zis, Nebucadnețare, stai ca să-ți arăt eu cum o să decurgă lucrurile. Și hai să vezi. Și Dumnezeu îi descoperă lucrul acesta. Și acum, haide să intrăm în vis. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat. Pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele erau de aramă, fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el, la chipul acesta, și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci, fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul. Deci Nebucadnețar, frământându-se în inima lui ce va fi, ce se va întâmpla, Dumnezeu îi dă un vis. Un chip din diferite metale. Feroase sau neferoase. Capul chipului era de aur. Chipul acesta era mare, era strălucitor, impunător, da? Capul era de aur. Pieptul, brațele erau de argint. Nu, coapsele, pântecele, coapsele erau de aramă, fluierele picioarelor de fier, picioarele, da, tălpile picioarelor erau parte de fier, parte de lut. Și în timp ce Nebucadnețar privea în vis la chipul acesta, o piatră de undeva se dezlipește, lovește chipul, da, la picioare, la fier acolo, partea de fier și de lut și le-a făcut bucăți. Visul acesta Nebucadnețar îl pierde din vedere. Dar el a înțeles că e ceva important. Și de aceea a cerut, vreau să mi se spună visul. Vreau să știu visul și vreau să știu și tâlcuirea. Pentru că mai important decât visul era tâlcuirea, însemnătatea acestui vis. Asta era ceea ce îl frământa pe Nebucadnețar. Și Dumnezeu îi descoperă, nu? Și el vede fierul, lutul, arama, argintul, toate sfărmate împreună, făcute ca pleava în arie vara, le-a luat vântul, nu s-a mai găsit nimic din ele, o piatră care a lovit, s-a făcut un munte, a umplut pământul. No, în visul acesta, vă dați seama, este chiar un vis interesant. Dar nu i-a pierit din vedere. Și acum când Daniel îi spune visul, împăratul își aduce aminte. Ah, exact, acesta este visul. Mai departe, Daniel, pentru că Scriptura se tâlmăcește singură, spune, acum îi voi spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Voi spune și tâlcuirea acestui vis. Și ascultați. Tu, împărate, ești împăratul împăraților.
căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului, păsările cerului și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. Dar visul nu se oprește aici și tâlcuirea nu se oprește aici. Și pentru că împăratul, spune, se frământa cu privire la ce va fi după aceste vremuri, Dumnezeu i-a descoperit. Tu ești capul de aur. Și sunt sigur că lui Nebucadnețar i-ar fi plăcut să rămână doar atât. Dar cuvântul, visul pe care Dumnezeu i-l-a dat și tâlmăcirea continuă. Și ascultați, după tine se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta. Apoi va fi o a treia împărăție, care va fi de aramă, care va stăpâni peste tot pământul și va fi o a patra împărăție tare ca fierul. După cum fierul sfarmă și rupe totul, și ea va sfârma și va rupe totul, ca fierul care face totul bucăți. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor, parte de lut de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită. Dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie. Dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârma, va nimici toate acele împărății, ea însă își va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o deslipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfârmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Atunci împăratul a căzut cu fața la pământ, s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să se aducă jertfe de mâncare și miresme. Și mă opresc și aș vrea să ne întoarcem un pic. Deci Daniel îi spune visul, capul de aur, ai visat un chip cu cap de aur, piept, brațe de argint, coapsele de aramă, fluierele picioarelor și de fier și apoi tălpile picioarelor, parte de fier și parte de lut. Și începe și dă această tâlcuire. Împărate, tu ești capul de aur. Dar ține minte că Dumnezeul cel mare și veșnic a hotărât că după tine va veni altcineva, va veni o altă împărăție, nu la fel de însemnată ca tine. Mai neînsemnată. Argintul e mai puțin valoros decât aurul. Apoi va veni o împărăție de aramă. Arama iarăși e mai puțin valoroasă și decât argintul și decât aurul, dar spune că are va stăpâni tot pământul. Adică poate se va întinde mai mult decât ai fost tu. Dar nu va avea acea strălucire, măreție pe care ai avut-o tu. Și în chipul acesta mai era și ceva de fier. Și ai văzut tăria fierului care sfarmă totul în bucăți face. Dar jos acolo era și parte de fier și parte de lut. No? Și împărăția aceasta, a patra, va avea și tărie ca fierul, se va împărți, se subînțelege din tâlcuire, și în împărăția aceasta, care se va diviza, va rămâne și ceva din tăria fierului și ceva din tăria lutului. Nu avem timp să ne ocupăm în ocazia aceasta în detaliu de toate, poate în ocazia viitoare. Însă, ceea ce este interesant e că Dumnezeu a descoperit în visul acesta pe care l-a arătat lui Nebucadnețar, a descoperit istoria pământului din vremea aceea până la revenirea Domnului Hristos. A descoperit succesiunea principalelor împărății. Babilon, care era capul de aur, Medopersia, care a urmat după Babilon, apoi Grecia, sub Alexandru Macedon, care a ajuns la cea mai mare întindere, care a cunoscut-o vreodată, și după aceea a venit Roma, împărăția fierului, care a tocat, a sfârmat, a
tot ce prindea sfârma, nu? Și mai sunt alte imagini pe care Daniel le reia în capitolul 7, în capitolul 8, succesiunea acestor împărății prin fiare, da? Nespus de înspăimântătoare, și Roma este descrisă o fiară nespus de înspăimântătoare, cu dinți de fier, gheare, care mânca, sfârma tot ce rămânea, călca în picioare. Era, deci, o fiară. Și Nebucanețar are o reacție. Când Daniel îi spune visul, el și aduce aminte și zice, da, ăsta a fost visul. Și dacă tu, Daniel, ai fost în stare să-mi spui visul, înseamnă că și tâlcuirea trebuie să fie temeinică. Înseamnă că și tâlcuirea aceasta care tu o dai este inspirată de Dumnezeu și trebuie să fie adevărată. Și Nebucanețar se închină înaintea lui Daniel, nu? Pune ca să-i aducă jertfe de mâncare, miresme, îl laudă pe Dumnezeu. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: cu adevărat Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Împăraților. Și el descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Și este un moment de adevăr, așa, o revelație în Nebucanețar și spune: Daniele, niciun Dumnezeu nu este ca Dumnezeul tău. Dacă el a putut să-ți descopere ție, mi-am adus aminte, nu e doar o scenare acum că, a, tu mi-ai spus și, nu, acum mi-am adus clar aminte, ăsta este visul. Și asta trebuie să fie și tâlcuirea. Deci, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Împăraților. Și laudă Nebucanețar pe Dumnezeu. Și aparent ai zice că Nebucanețar s-a pocăit. Nebucanețar s-a întors din toată inima la Dumnezeu. Ai impresia după mărturisirea aceasta că Nebucanețar va veni să ceară sfat de la Daniel, din partea lui Dumnezeu, da? De la Dumnezeu prin Daniel. Daniele, ce mai spune Dumnezeul vostru? Ce trebuie să fac în direcția aceasta? Sau, da, frații mei, după capitolul 2, după versetul acesta, după ce Nebucanețar laudă pe Dumnezeu, după ce îi dă onoare, cinste lui Daniel, îl ridică și îi dă în împărăție locul cel mai de seamă, parcă Nebucanețar dintr-o dată uită tot visul. Și acum intră în scenă capitolul 3 și versetele pe care le-am citit la început și pe care le vom mai citi. Dar aș vrea să mai rămânem foarte puțin la chipul acesta. Aș vrea să înțelegem că succesiunea aceasta a împărăților a fost descoperită de Dumnezeu, frații mei. Nu înțeleg de ce oamenii nu și-a timp ca să studieze cartea aceasta lui Daniel, ca să studieze cartea Apocalipsei, care se completează una pe alta. Dacă oamenii ar fi studiat visul acesta, tâlcuirea aceasta, dacă ar fi studiat cartea lui Daniel și descoperirea pe care Dumnezeu a dat-o prin Daniel lui Nebucanețar, ar fi înțeles mult din ceea ce se întâmplă astăzi. Omenirea ar fi înțeles mult din tot ceea ce liderii lumii de astăzi doresc să facă. Pentru că fie că ne place, fie că nu ne place, frații mei, cu istoria aceasta a lui Daniel cu Nebucanețar, poporul lui Dumnezeu se va întâlni la vremea sfârșitului. Pentru că Babilonul acesta modern, lumea întreagă va fi cuprinsă și liderii întregii lumi, eu observ de astăzi cum sunt cuprinși de spiritul acesta al Babilonului, dictatorial, să constrângă. N-ai făcut ca mine, n-ai zis ca mine, imediat au puterea. Nebucanețar avea putere de viață și de moarte asupra lor, avea drept de viață și de moarte. Nu-i convenea de fața lui, îl omora, îl scotea în afara legii. Priviți cum lucrurile astăzi se întâmplă. Oamenii vor fi aduși într-o constrângere și într-o forțare a conștiinței. Nu ți-ai supus conștiința cuptorul de foc? Da, figurat vorbind. Nu ai dreptul la muncă. Nu mai vii la servici dacă nu mi-arăți un telefon cu niște liniuțe pe acolo și nu știu ce cod. Da? Și oameni care au trebuit să se supună, deși nu doreau, dar avea credite pentru apartament, avea credite pentru mașină, avea copilul la școală, avea împrumut în bancă ca să-și întrețină copilul în facultate sau copilul nu îl primea la școală și oamenii forțați fiind au trebuit să accepte ceea ce n-ar fi dorit. Și vreau să spun că aceea a fost lucru mic, frații mei, pe lângă ce se pregătește. Dar putem vedea în toate acestea și în tot ceea ce s-a întâmplat, mai ales în ultimii 3 ani, prima încercare prin care Daniel a trebuit să treacă.
Și anume, mâncarea și băutura la masa împăratului. Observăm treptat, treptat încercările și spiritul acesta a venit într-un mod, să spunem, dictatorial. Arioc, când Daniel îi spune, te rog, eu nu vreau să mănânc acestea, nu vreau să mă spurc. Arioc spune, dar știi că pe mine împăratul mă poate omorâ? Acolo nu era o chestiune de cine vrea mănâncă, așa ai crescut tu la mama, hai să vedem ce pofte are fiecare. Nu, împăratul hotărâse ceva. Era o sfidare directă a poruncii împăratului și tu nu puteai să faci lucrul acesta fără să ți-l asumi. Daniel și l-a asumat. Dumnezeu a lucrat pentru că avea un plan. Frații mei, la fel se întâmplă astăzi și cu fiecare zi ce va trece, situația aceasta se va amplifica. Se va amplifica. Observăm, chipul era făcut din diferite metale, din diferite materiale. Dar în capitolul 3, și acum mergem acolo, și în ocazia viitoare vom dezbate mai pe larg fiecare material, fiecare împărăție. În capitolul 3 se spune că împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur, înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori, pe cărmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători, pe toate căpetenile ținutelor ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Mă opresc aici. Și aș vrea să ne întoarcem la versetul acesta care spune împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur. Dar chipul pe care Nebucadnețar îl văzuse în vis, chipul după care Nebucadnețar l-a făcut pe acesta, era diferit. Scriptura spune că doar capul era de aur. Împăratul nu respectă tot ceea ce a văzut în vis. Și împăratul aici, deși la finalul capitolul 2, el îi aduce slavă lui Dumnezeu, spune că Dumnezeu este Dumnezeul împăraților, că este Dumnezeul Dumnezeilor. Deși îi aduce cinste, glorie, îl pune pe Daniel și îl ridică, vedem că împăratul Nebucadnețar acum începe să se semețească, să se mândrească și să se împotrivească poruncii lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spusese, împărate, va veni o altă împărăție, tu nu vei dănui veșnic. Tu ești capul de aur. Dar Nebucadnețar ce spune? Eu nu sunt de acord. Eu vreau un chip să fie tot de aur, de sus până jos. Cu alte cuvinte, eu n-am nevoie de ceea ce îmi spune Dumnezeu. Eu mă ridic și îl sfidesc pe acest Dumnezeu, pe acest împărat al împăraților și eu fac un chip și chem pe toate neamurile și toate împărățiile ca să ce? Să se închine chipului de aur pe care eu l-am făcut. Este o răzvrătire. Este o încumetare din partea lui Nebucadnețar la adresa lui Dumnezeu. Bineînțeles, nu sunt de acord și nici chiar cum ar fi visat chipul cu cap de aur, brațe de argint, aramă și fier, împăratul Nebucadnețar nu ar fi trebuit să facă chipul acela și să cheme pe toți ca să se închine. Dar pe lângă faptul că nu a trebuit să-l facă, el l-a făcut, dar l-a făcut diferit de cum l-a cerut Dumnezeu. Și aici să știți că este o mare lecție pentru noi și aș vrea să subliniez și să nu trec fără să subliniem lucrul acesta, adevărul acesta. Frații mei, Nebucadnețar, chipul acesta, l-a făcut după ceea ce i-a fost descoperit. Dar în nebunia lui, el l-a făcut, deși structura era conform cu ceea ce a visat, un chip de om, da? Mare, strălucitor, impunător. El a schimbat acolo. Nu vreau argint, vreau tot aur. Nu vreau aramă, eu vreau tot aur. Nu vreau fier, vreau tot aur. Nu vreau fier cu lut, să fie tot aur. Lucrul acesta, frații mei, pe mine mă duce cu gândul că la vremea finală, Babilonul, la fel va schimba cuvântul lui Dumnezeu. Aud astăzi ideea, rugăciunea ta, domnească, în rugăciunea din Ioan capitolul 17, Domnul Hristos se roagă ca tot să fie una. Și sub sloganul acesta,
Vezi cum toate organizațiile politice și religioase încep să construiască un chip pe rugăciunea aceasta, la fel ca ca Nebucadnețar. El a construit un chip după ceea ce a văzut. Dar, de fapt, chipul acela era alterat, aș putea spune. Era schimbat. El nu a respectat ceea ce Dumnezeu i-a arătat și i-a descoperit. La fel, frații mei, religiile de astăzi, în tot ceea ce înseamnă unitate, nu rămâne la tot ceea ce Mântuitorul a spus și la tot planul, ci această unitate este în compromis. N-avem nevoie de argint, spune Nebucadnețar, pune tot aur. Oh, dar n-avem nevoie de să... Știți, aici asta e prea minoră. Dar Mântuitorul a zis că noi trebuie să... Oh, frate, nu. Unitatea e cea mai importantă, pacea, dragostea lui Dumnezeu. Și la vremea sfârșitului, oamenii vor face un chip. Da? Oamenii vor face un alt fel de credință care să fie după mintea Babilonului. Cum Nebucadnețar și-a făcut chipul acela și l-a înălțat în Valea Dura, în Câmpia Dura, și i-a chemat pe toți ca să se închine acestui chip, la fel, frații mei, Babilonul modern, sistemul acesta politico, dar mai ales religios, pentru că în fruntea Babilonului, în aspectul în care Nebucadnețar cere închinarea, era sistemul religios, frații mei, pentru că împăratul, pe lângă slujba politică pe care l-o avea, el era și ca văzut ca un zeu. El era și cel care reprezenta religiosul. În vremea aceea, politicul era unit cu religiosul și întotdeauna cât politica se unește și când religia ajunge să se unească cu puterea politică, ce apar? Exact ceea ce s-a întâmplat în Câmpia Dura. Impunere, forțare de conștiință, pedeapsa, da? Toate acestea impuse sub amenințarea cu moartea. La fel, frații mei, Babilonul modern, Babilonul de astăzi, construiește ceva pe o structură pe care Dumnezeu a lăsat-o, a descoperit-o, dar ei nu respectă în totalitate ceea ce Dumnezeu spune. Teologia modernă de astăzi, teologia Babilonului este aceasta, nu contează pe care parte a muntelui urci. Important este să ajungi în vârf. Spre deosebire de ceea ce Mântuitorul spune, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Babilonul spune, dar mântuirea nu e doar prin Hristos. Și să știți că teologia aceasta capătă din ce în ce mai multă putere și începe să fie apreciată. Nu, dar noi nu trebuie să fim exclusiviști. Nu, noi suntem inclusiviști. Deci, trebuie să includem pe toți. Nu, Hristos nu e singura cale de a ajunge la Tatăl. Mai sunt și alte căi. Noi ajungem în vârf, fiecare cu calea lui. Exact ceea ce Nebucadnețar a făcut. Și anume, eu vreau să fie chipul cum mi-l doresc eu. Nebucadnețar n-a rămas la chipul acela după cum l-a descoperit Dumnezeu, ci el și-a făcut un chip după cum l-a conturat în mintea lui. Religia de astăzi, în cea mai mare parte, din păcate spun, nu este religia pe care Dumnezeu o dorește. Nu este religia Scripturii pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o. Și deși structura, da? Deși merge pe aceeași structură, ce a făcut Nebucadnețar? N-a făcut un chip de animal. El a făcut tot un chip, cum a văzut acolo, un chip de om, da? Cu cap, cu piept, cu brațe, cu picioare, cu... Nu. El n-a făcut un chip total diferit. Singura diferență a fost că era materialul din care l-a construit. La fel se întâmplă și în materie de ce înseamnă astăzi de doctrină, de credințe, de principii. O structură o avem acolo. Dar, frate, dar nu e atât de important ce zi păstrezi, dar chiar... Noi suntem mântuiți prin har, adevărat. Dar când Dumnezeu îmi cere ceva, când Dumnezeu îmi spune ceva și când eu la o parte, dar de ce să fie argint? E mai frumos în loc de argint să fie aur. E mai strălucitor aurul în loc de aramă. Și mult mai strălucitor și mai frumos și mai elegant este aurul în loc de pământ și fier. Nu? De ce să nu facem noi? Frate, dar știi... Noi trebuie să-i acceptăm pe toți așa cum sunt. Hristos spune, veniți la mine așa cum sunteți, dar eu să vă schimb.
Ori religia de astăzi este o religie, îi primim pe toți, Hristos îi primește pe toți și îi lasă pe toți așa cum sunt. Ceea ce este fals. Structura, am putea spune, rămâne aceeași. Chipul este același. Dar materialul din care doctrina aceasta este făcută nu mai are nicio treabă cu ceea ce a spus Hristos. Pentru că atunci când omul vine la Hristos să fie primit, dar el nu se pocăiește, de fapt el rămâne cu materialul lui. Nu face altceva decât ce a făcut Nebucanețar. Eu fac chipul cum vreau eu. Eu fac, frate, credința cum vreau eu. Dar Hristos spune ceva. Ce înseamnă a te pocăi? A mărturisi, părere de rău și părăsire. O, frate, dar nu e o problemă... Scriptura condamnă foarte clar când e vorba de homosexualitate, de curvie, de toate acestea. Ori creștinismul de astăzi le-a înglobat. Nu e nicio problemă. Eu nu judec pe cineva. Este liber fiecare să facă ce vrea. Dar personal nu pot să fiu de acord. Scriptura spune foarte clar. Apostolul Pavel foarte clar spune. Acestea sunt urâciuni. Nu sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a lăsat. Dar oamenii fac credința pe o structură. Dumnezeu este bun. Toți să fim una. Hristos i-a acceptat pe toți. Dar toți cei care au venit la Hristos și care au fost acceptați de Hristos și au vrut să rămână lângă El, au fost pe deplin transformați. Și a venit Maria și îi se spune, învățătorule, ce să facem cu ea? Du-te și să nu mai păcătuiești. Și a mai venit unul și i-a spus, ai grijă să nu păcătuiești, să nu se întâmple ceva mai rău. Du-te și să nu mai... Tânărul bogat a venit și Mântuitorul îi spune, du-te și fă așa, și s-a întristat, pentru că el n-a vrut să se schimbe, dar teologia și doctrina Babilonului astăzi, Babilonul merge pe două direcții, și îmi pare rău că nu am paragraful la îndemână, dar îl redau așa din minte. Biserica Catolică este pregătită să lucreze cu cele două mari categorii de oameni, spune cuvântul. Aceia care doresc să fie mântuiți în păcatele lor și aceia care doresc să fie mântuiți prin faptele lor. Sunt două extreme în care oamenii, cea mai mare parte a omenirii, în aceste două extreme merg. Oameni care cred că prin ceea ce ei fac pot să-și câștige mântuirea. Și eu fac cu tare lucru ca să fiu mântuit. Nu, greșit. Am ținut și alte prezentări despre lucrul acesta. Noi suntem mântuiți, noi suntem salvați prin Harul lui Hristos. Faptele noastre și tot ceea ce facem nu este decât un rezultat al schimbării naturii. Ai devenit un om nou, ai devenit un nou duhovnicesc când ai venit la Hristos. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus, mintea mea care era firească, care era sub stăpânirea celui rău, care era sub patimile și toate acestea firești. Acum, când eu am venit la Hristos, am o minte nouă, gânduri noi, impulsuri noi mă conduc și faptele mele sunt diferite. Nu pot să-mi câștig mântuirea prin fapte. Însă, în fapte putem vedea dacă eu l-am acceptat pe Hristos și dacă am acceptat ceea ce Hristos îmi cere. Pe de altă parte, este o categorie și foarte mare. Și atât de fin lucrează diavolul și vine și spune, dar tu nu poți birui asta, tu ești prea slab, tu ai păcatul ca stare, tu ești păcătos și natura ta e păcătoasă, tu niciodată nu o să poți să biruiești. Așa că stai liniștit, Hristos te va primi așa cum ești. Te primește cum ești, dar nu, tu tot vei mai avea păcat. Cele două mari categorii de oameni cu care Babilonul este pregătit să lucreze și pe care astăzi le-a pus în practică. Ele merg pe o structură, dar frații mei, structura pe care Dumnezeu a lăsat-o este diferită. Are alte materiale. Nu? Chipul acesta era făcut din alte materiale și însemna cu totul altceva la final. Când Nebucanețar îl privea și când ceilalți priveau chipul, știa capul înseamnă Babilonul. Argintul este Medopersia. Arama urma Grecia. Și apoi Roma, în cele două faze ale ei, Roma păgână și Roma papală, care se întinde până la noi. Și în mare parte, frații mei, tălpile și degetele, este Europa de astăzi. Nu este nimic altceva decât imperiul acesta care a sfârmat, roman, care a sfârmat, care a fost dividat în 10 imperii. Și uitați la Europa astăzi. Este în parte tare, în parte slabă. Nu? Este unită? Nu este unită, frații mei. Cum nu se unește fierul cu lutul, la fel.
Dar aș vrea să înțelegem ideea aceasta, că așa cum Nebucadnețar a schimbat totul, ca material, dar ca structură, el a rămas pe ceea ce a visat, la fel creștinismul de astăzi rămâne pe o structură, rămâne pe forme, rămâne pe... Dar tot ceea ce Mântuitorul a zis și materialul care l-a folosit, în ce înseamnă neprihănire și așa mai departe, este schimbat. Și acolo este pusă dorința lui Nebucadnețar. Aurul de la gât în jos nu era altceva decât voia lui Nebucadnețar, spiritul Babilonului. La fel astăzi, în credințele de astăzi, că Dumnezeu te mântuie așa cum ești, că nu, tu nu trebuie să te lupți cu păcatul. De curând discutam cu cineva și îmi spune, dar cine ți-a zis ție că Hristos îți este exemplu? De ce îl pui tu pe Hristos exemplu de săvârșire? Unde ai găsit tu scris ideea aceasta? Păi zic, în Scriptură. Apostolul Pavel spune, până vom ajunge toți la statura plinătății lui Hristos, la statura de om mare, nu? Acolo am găsit. El ne este exemplu, El ne-a fost dat. Nu te strădui tu să-L ajungi pe Hristos ca în desăvârșire. Și Dumnezeu mă cheamă la o desăvârșire și Dumnezeu îmi spune, eu te pot ajuta. Dar omul vine și schimbă materialul. Și unii vin cu neprihănirea lor. Eu am făcut, Doamne, da? Aurul meu, aurul este un simbol al credinței, ia uite ce sunt eu și se pot lăuda înaintea lui Dumnezeu, de fapt înaintea oamenilor, că înaintea lui Dumnezeu nu avem cu ce să ne lăudăm. Pe de altă parte, alții spun, oh, na, Dumnezeu e atât de bun, Dumnezeu nu ne pedepsește, Dumnezeu știe, El este... N-are rost să te lupți. Niciodată nu vei birui. Stai liniștit, nu te frământea de asta. Pe când Dumnezeu ne-a arătat că linia de mijloc, să vin la El, să-mi pară rău pentru păcatul meu, să-L părăsesc prin puterea Lui, eu trebuie să mă împărtășesc de caracterul lui Hristos. Hristos trebuie să fie văzut în noi. Pot totul în Hristos care mă întărește, spune Apostolul Pavel. Hristos în voi, nădejdea slavei. Și sunt o mulțime de versete. Dar creștinismul babilonian, aș putea spune, influențat de spiritul acesta babilonian, dă la o parte toate aceste versete și așa cum Nebucadnețar a făcut un chip după plăcerea și după gustul lui, la fel astăzi Babilonul face, frații mei, o religie modernă pe gustul tuturor. Pentru că Nebucadnețar i-a chemat pe toți să se închine chipului pe care el l-a făcut. Și era un chip impunător, strălucitor. Închipuiți-vă în razele soarelui cum strălucea chipul acela, aurul acela lustruit, nu? Și toți cu reverență, era un chip înalt, impunător, muzica, tot felul de instrumente și toate astea. Frații mei, lucrurile nu diferă astăzi. Personal văd câmpia dura la un nivel planetar astăzi. În tot ceea ce se întâmplă în sistemul politico-religios. Priviți cum astăzi omenirea, cine lucrează? Politicul cu religiosul. Că e vorba de schimbările climatice, cine a dat tonul? Papalitatea. Acum papalitatea spune LGBT, dar nu, Dumnezeu nu pedepsește lucrurile acestea, Dumnezeu nu cere. Ei sunt la fel, trebuie să-i primim, bisericile trebuie să-i primească. Și deja s-a dat tonul. Și observați că pe aceeași structură, papalitatea vine și schimbă materialul. La fel cum Nebucadnețar a făcut, a schimbat materialul, dar păstrează o structură. Noi ne închinăm lui Dumnezeu, noi tot lui Dumnezeu, noi lui aducem reverență și închinare și toate acestea. Când de fapt Nebucadnețar și-a însușit acea închinare de la toate popoarele, noroadele, limbile, de la judecătorii cei mari, vistiernici, căpetenii și așa mai departe, Nebucadnețar și-a însușit acea închinare. Oamenii aceia nu se închinau în realitate lui Dumnezeu. El n-a spus, ăsta este chipul pe care Dumnezeu mi l-a arătat mie. Nu. Era chipul pe care el l-a făcut. La fel, frații mei, la vremea sfârșitului se va întâmpla. Haideți să mergem un pic mai departe. Și spune că în clipa când s-a auzit, toate popoarele, când au auzit sunetul trâmbiței, a cavalului, chitarei, lăutei, tartirii, a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Ce a făcut? S-au închinat toți. Era chipul impunător, era ceva plăcut pentru ochi, pentru privire, muzică. Și când îi vedeai pe toți, măi, da, toți, mă plec și eu. Și n-a contat, popoare, neamuri, limbi.
Doar că toată acea sărbătoare a fost stricată de trei. S-au găsit trei mai cumoți. Și spune mai departe, cu prilejul acesta și în aceeași vreme, câțiva haldei s-au apropiat și au apărut pe iudei. Au luat cuvântul și au zis împăratul Nebucadnețar, să trăiești veșnic, împărate. Ai dat o poruncă după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, vor trebui să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului de aur, subliniez, de aur. Și după care, oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ținutului Babilon, și anume Șadrac, Meșac și Abednego. Oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc Dumnezeilor tăi, și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Daniel 3:7-12. Frații mei, mă face să zâmbesc întâmplarea aceasta. Împreună cu Daniel, Anania, Mișael și Azaria, Șadrac, Meșac și Abednego s-au rugat ca Dumnezeu să descopere taina aceasta, ca Dumnezeu să descopere visul acesta pe care l-a avut Nebucadnețar și să-i ofere tâlcuirea. Șadrac, Meșac și Abednego, pe numele lor babiloniene, știau structura chipului. Știau cum Dumnezeu descoperise chipul acela și știau foarte bine. Chipul acela nu era din aur tot. Primii cu care Daniel a vorbit, credeți că Daniel s-a dus înainte la împărat? Sau după ce s-a rugat, când Daniel a avut vedenia aceea, primii la care a mers au fost prietenii care era aproape, cu care poate locuia. Domnul mi-a descoperit, am visat asta. Ei știau foarte bine și vă dați seama, discuții pe marginea chipului după ce Daniel a mers la împărat și Daniel a descoperit. Și uite, va urma o altă împărăție și o altă împărăție. Oamenii aceștia știau acum foarte bine descoperirea lui Dumnezeu. Și au fost oamenii care au rămas integri, frații mei. Indiferent de cuptori, indiferent de toate amenințările împăratului, ei au rămas fermi și au spus, noi nu ne închinăm. Noi știm că aici este o religie falsă. Noi știm cui trebuie să ne închinăm. Frații mei, aceia care îl cunosc pe Dumnezeu, care iau cuvântul său, care îl studiază, care sub descoperirea Duhului Sfânt, ei înțeleg ce vrea Hristos de la mine. Care este planul lui Hristos? Ce fel de credință vrea Hristos să dezvolte în mine și în fiecare dintre noi? Felul în care Hristos ne mântuiește, ei nu se vor lăsa amăgiți. Cât de frumoasă, cât de impunătoare va fi religia aceasta care va lovi din jur, ei nu se vor compromite. Și oamenii aceștia nici măcar pentru o secundă n-au încercat să plece capul sau să încerce să se lege la șireturi. Oamenii aceștia au rămas drepți, au rămas statornici, indiferent de toate amenințările. Și vedeți cum vin să-i spună lui Nebucadnețar, ei nu țin seama deloc de tine, împărate, dar tu, împărate, le-ai oferit atâtea bine, tu le-ai dat slujbe, le-ai dat treburile ținutului și ei nici măcar n-au bunul simț, împărate, față de tine. Păi n-a venit în trecut lucrurile tot așa? Câte favoruri v-am făcut, câte... Și pe vremea comunismului, nu știm noi cum veneau. Păi, dar noi am fost atât de buni cu tine și știi, noi încercăm să te ajutăm și tu refuzi așa pe față, tu vrei să fii un încăpățânat și câte am făcut noi, cât am lăsat de la noi, numai să lasă și tu un pic acolo și nu poți măcar să te cocoșezi așa un pic, hai înțeleg, nu te pleci până la pământ, dar... Ei nu țin seama de tine, împărate. Și vă dați seama în ce lumină va fi poporul lui Dumnezeu la vremea sfârșitului prezentat. Identic. Și puteți să priviți în urmă ce se întâmpla acum 2 ani și ceva. 2 ani, 2 ani și un pic în urmă. Cum erau două tabere. Cum erau și cum se amplificați de 100 de ori spiritul acela, da? Amplificați-l în viitor de 100 de ori. Și să vedeți furie împotriva acelora care nu se vor uni. Dar din cauza voastră să ne pedepsească Dumnezeu pe noi, nu vezi ce cutremure aduce Dumnezeu, nu vezi câte furtuni, câte nenorociri. Și pentru că aceștia nu se unesc cu noi, pentru că ei nu se unesc în structura pe care Babilonul o impune și în religia aceasta, vor fi acuzați că din cauza lor Dumnezeu trimite pedepse, trimite nenorociri. Dar ei au experiență cu Dumnezeu. Vor rămâne tari. Așa cum Anania, Mișael și Azaria au rămas. Împăratul Nebucadnețar îi întreabă, în adins oare? Voi chiar e o glumă? Este o glumă? Nu știu, nu. Voi îmi puneți răbdarea la încercare?
Chiar în adins nu vreți voi să slujiți dumnezeilor mei? Nu știu care a fost discuția, nu știu cât de lungă a putut să fie. Nu știu dacă Anania, Mișael și Azaria au putut să-i spună împărate, dar noi știm că visul a fost altul. Noi știm că acest chip nu este așa cum l-a văzut Dumnezeu. Apoi, tu știi că noi ne închinăm la idol, porunca noastră. Dumnezeul acela pe care tu l-ai binecuvântat, care a binevoit să descopere taina aceasta a împăratului, nouă ne-a spus să nu ne închinăm la asemenea chipuri. Dar Nebucanețar nu ține cont de nimic. În adins nu vreți voi să slujiți chipului pe care l-am făcut eu. Nu era un chip pe care Dumnezeu îi ceruse să-l facă. Ia fiți voi gata și când veți auzi din nou muzica, când veți auzi toate astea, să vă închinați și să vă aruncați. O, dar atât de binevoitor este împăratul încât le mai oferă o șansă. Măi, voi, dacă ați făcut lucrul ăsta în adins, uite, eu vă mai dau o șansă. Mai obosesc o dată cântărețea aia, special pentru voi. Ceilalți au plecat toți, sunt de partea mea. Dar voi trei mai căpoși așa și câte v-am făcut eu, voi chiar, uite, vă aruncați cu fața la pământ când veți auzi toate astea. Dacă nu, veți fi aruncați îndată în mijlocul unui cuptor încins. Iarăși același spirit dictatorial. Ca și cu înțelepții Babilonului. Dacă nu-mi veți spune visul, vă voi face bucăți, morman, casele voastre, dărâmături și toate astea. Eu sunt. Care este Dumnezeul, nu? Care este Dumnezeul acela care să vă scoată din mâna mea? Cum Nebucanețar? Păi exact același Dumnezeu care ți-a descoperit ție ceea ce uitasei. Exact același Dumnezeu care ți-a descoperit ție chipul acesta, tu l-ai făcut pentru că acest Dumnezeu i-a adus în atenție lui Daniel și ți-a adus aminte prin Daniel ceea ce ai visat. E, Dumnezeu ăla poate mă să-l scoată. Dar atât de îngânfat ajunsese Nebucanețar încât el merge împotriva acelui Dumnezeu pe care cu ceva timp îl slăvise și îl preamărise. Cum? Să mergi direct, așa orbește? Da, frații mei, sunt surprins să văd cum oamenii și creștinismul de astăzi a ajuns să calce în picioare ceea ce odată susțineau. Sunt surprins să văd cum creștini care credeau cuvântul lui Dumnezeu, care credeau lucrurile spuse de Mântuitorul, astăzi dau cu ele, sunt păreri omenești. Așa a făcut Nebucanețar. Și a ajuns ca să impună părerile lui, să impună religia lui, să impună credința lui, să impună Dumnezeul pe care el l-a făcut și să-și impună ca să primească închinarea în felul acesta a făcut el. Frații mei, va trebui să studiem foarte atent istoria aceasta. Eu nu am trecut decât așa fugitiv. Sunt multe lucruri care puteau să fie atinse. Deja timpul este înaintat. Dar aș vrea să nu uităm că acest Dumnezeu care a descoperit, care a putut să tâlmăcească și să-i spună împăratului ce va urma, acest Dumnezeu i-a scăpat. Și Adrag, Meșac și Abednego au răspuns împăratului. Noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Dumnezeul nostru căreia îi slujim poate să ne scoape din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, noi tot nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Împărate, n-are rost să mai obosești. Noi nu ne închinăm. Nu-ți mai bate capul cu noi. Noi știm cui trebuie să ne închinăm. Noi avem coloană vertebrală, noi avem o conștiință noastră. Aș vrea să nu uităm, frații mei, cu lucrurile acestea noi ne vom întâlni. Data viitoare, vom vedea cum la vremea sfârșitului Babilonul, exact pe aceeași structură, spune în cartea Apocalipsa, va forța conștiința. Va fi făcut un chip al fiarei, va fi impus, cine nu se va supune nu va avea dreptul la viață. Identic, Dumnezeu ne-a descoperit prin istoriile acestea ce se va întâmpla la vremea sfârșitului. Și observați că atunci când piatra a lovit chipul, spune că pământul cu lutul, lutul cu fierul, arama, argintul și aurul, toate au fost făcute bucăți. Cu toate că materialele și metalele acelea s-au schimbat, observăm că elemente din fiecare împărăție, frații mei, a ajuns până la vremea sfârșitului. Spiritul Babilonului, al capului de aur, apoi filozofia greacă, am putea spune, da?
idolatria și tot ce înseamnă mitologia aceasta a Medopersiei este astăzi prezentă în religia Babilonului. Când privești în religia aceasta, vezi tot ce înseamnă mitologia aceea păgână, vezi tot ce înseamnă filozofia babiloniană, vezi tot ce înseamnă filozofia greacă, da? Vezi ce înseamnă spiritul acesta roman al Romei. Toate acestea sunt înglobate în Babilonul acesta modern. Frații mei, nu ar trebui să ne sperie că va trebui să dăm piept cu Nebucadnețar, cu modernul Nebucadnețar, care, repet, pe structura pe care Dumnezeu a descoperit-o în Sfânta Scriptură, el construiește altceva. El vine cu materialul lui ca să primească închinarea și adorarea. Aceasta este ceea ce diavolul vrea să facă. Aceasta a fost ceea ce împăratul Nebucadnețar a chemat toate popoarele, limbile, neamurile să vină să se închine lui. Și era atât de fericit când toți, numai că i-au stricat 3 inși bucuria. Vor fi la vremea sfârșitului un popor, nu mare la număr, care nu se va închina și nu se va supune, care va rămâne la așa cum a zis Dumnezeu, care poate va trebui să treacă prin cuptor. Unii vor fi scăpați, alții nu vor fi scăpați. Unii vor suferi ca martiri, alții îl vor lăuda pe Dumnezeu și Dumnezeu va fi mai mult adus în atenția oamenilor. Dumnezeu știe, este treaba Lui. Ceea ce trebuie să facem noi, frații mei, este să înțelegem astăzi și să începem să ne pregătim mințile, inimile și să avem o relație personală cu Hristos. Doamne, locuiește Tu în mine. Doar aceia care îl vor cunoaște pe Mântuitorul, care vor cunoaște voia Mântuitorului, care vor cunoaște principiile, care vor cunoaște ce înseamnă adevărata unitate în Dumnezeu, că unitatea nu înseamnă compromis cu păcatul. Din păcate, religiile de astăzi, ei spun unitate, dar dau la o parte principiile lui Dumnezeu și îl scot pe Dumnezeu de acolo ca să facă o unitate a lor. Dumnezeu să ne ajute să rămânem fermi. Și mă rog pentru mine, mă rog pentru copiii mei. Doamne, nu mă simt capabil, nu sunt în stare. Eu aș fi slab, dar mă bazez pe tăria Ta. Te rog, dă-mi înțelepciune și dă-mi Duhul Tău cel Sfânt. Ajută-mă să depind în fiecare clipă de Tine. Ajută-mă, Doamne, ca încercările mici, așa cum Daniel, Anania, Mișael și Azaria au rămas fermi în micile încercări, ajută-mă, Doamne, să nu mă compromit astăzi în lucruri mărunte, pentru că și mâine mă voi compromite. Și toți cei care s-au compromis în capitolul 1, chiar din poporul Israel, nu-i revedem aici, pe lângă Anania, Mișael și Azaria. Erau acolo, plecați, închinându-se. De aceea, eu trebuie să rămân ferm lângă Dumnezeu. Și lucrul acesta îl rog și pentru tine. Frații mei, ne oprim aici. Ne vom pleca capetele pentru rugăciune. Dar se pare că este o cerere de rugăciune. Și se cere să ne rugăm pentru Liviu Mihale. Fiindcă nu are o locuință proprie, spune că locuiește în prezent la cineva. Proprietarii îi impun să creadă ce cred ei despre Duhul Sfânt. Da? Forțează cumva conștiința, el crede altceva și pentru că nu acceptă credința proprietarilor, spune respectivul că aceștia vor să-l arunce în stradă, acum în plină iarnă. Și Liviu cere să ne rugăm ca Dumnezeu să intervină și să poată să-și găsească un adăpost liniștit și călduros, unde conștiința să nu-i fie forțată. Noi trebuie să învățăm să respectăm conștiința fiecăruia, frații mei. Și noi trebuie să iubim pe oameni, nu să-i forțăm. Putem prezenta cuvântul lui Dumnezeu, așa înțeleg eu, frate, dar atunci când eu îi impun, nu am alt spirit decât spiritul lui Nebucadnețar. Voi aduce în rugăciune ca Dumnezeu să intervină și să rezolve și problema acestui băiat și sunt sigur, frații mei, că pe lângă el sunt mii. Să ne rugăm pentru Turcia, credeți-mă, văd imagini și văd, mi se sfâșie inima. Și mai ales căutările sunt îngreuiate de vânt, de frig, de ger. Pe lângă toate acestea am prieteni în Turcia, mai departe de zona de unde a fost afectată de cutremur, dar îmi spunea, zice, a bătut vântul de nu poți să ieși pe stradă. O prietenă îmi spunea, zice, mi-a rupt, aveam prelată, mi-a făcut totul praf.
suntem anunțați să stăm în casă doar dacă avem mare, mare nevoie, pentru că 3 zile, cel puțin când am vorbit cu ea, de 3 zile zice, bate, e un viscol cumplit și zice, nu pot să totul, zice, este fermat, este luat, este trântit. Dumnezeu știe de ce îngăduie toate acestea, frații mei, și suntem anunțați că toate acestea vor lovi cu o intensitate mai mare. Dar noi suntem chemați să strigăm ca Dumnezeu încă să mai țină vânturile, ca sigilul său să fie pus pe fruntea slujitorilor săi. Mă voi pleca, mă voi ruga pentru situația fratelui Liviu Mihale și pentru alte situații pe care Dumnezeu le cunoaște. Tată, venim înaintea ta în momentele acestea și dorim să-ți mulțumim că tu ne-ai avertizat prin cuvântul tău despre toate aceste pericole și despre felul în care cel rău schimbă, Doamne, cuvântul tău. Doamne, ajută-ne să rămânem fermi la ceea ce tu ne-ai spus. Ajută-ne să nu ne compromitem. Ajută-ne să nu ne luăm după mulțime, ci ajută-ne să privim la exemplul care ne-a fost așezat înainte, și anume Domnul Hristos. Te rugăm să ne dai Duhul Tău cel Sfânt, fără de care, Doamne, noi nu vom putea să discernem adevărul de plin. Tu, înainte de a te înălța, ai promis că vei revărsa Duhul Sfânt, Mângâietorul, care ne va conduce în tot adevărul. Noi avem nevoie, Doamne, de acest Duh Sfânt, ca să putem să înțelegem cuvântul Tău, să putem să înțelegem adevărurile Tale. Apoi avem nevoie de acest Duh Sfânt, Doamne, ca să putem să rezistăm ispitelor celui rău, să rămânem lângă Tine, indiferent prin ceea ce ar trebui să trecem. Doamne, noi știm că Babilonul, Tu ne-ai descoperit, va lovi. Va lovi puternic și amăgirile lui vor fi în așa fel încât mulți vor cade în capcana lui. Dar, Doamne, în aceea în care Tu locuiești, ei vor rămâne ca Anania, Mișael și Azaria, vor rămâne drepți ca Daniel și dorim și noi, Doamne, să fim ca ei. Doamne, Te rugăm pentru cei care trec prin greutăți și suferință. Și încă o dată Te rugăm pentru oamenii aceia din Turcia care au fost loviți cumplit, Doamne. Te rugăm să intervii. Tu știi, Doamne, și știu că inima Ta plânge. Noi știm că Tu suferi împreună cu ei. Cu toate că în înțelepciunea Ta Tu ai îngăduit. Noi nu înțelegem poate de ce, dar va veni o zi când vom înțelege pe deplin cum au stat lucrurile. Te rugăm și pentru tânărul acesta, Liviu Mihale. Doamne, Tu cunoști situația lui. Te rugăm să intervii și să rezolvi. Să găsești un loc unde să poată să stea. Doamne, nimeni nu trebuie să forțeze conștiința celuilalt. Chiar dacă am avea dreptate, dacă Tu nu ne forțezi, nici noi nu trebuie să forțăm pe alții. De aceea Te rugăm, Doamne, luminează-l, călăuzește-l, umblă și la inima proprietarilor. Doamne, fă-i să înțeleagă că nu este bine ca să-i impună cuiva ceea ce ei cred. Și dacă este în planul Tău, găsește-i o locuință unde să poată să se bucure în continuare, în pace și în liniște. Ne predăm în brațul Tău, noi și familiile noastre, cu deplină încredințare că Tu ne vei ajuta și ne vei asculta. Te-am rugat în numele Domnului Hristos. Amin.